Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vă voi prezenta câteva dintre comenzile editorului Graphic Paint, și anume crearea, deschiderea, salvarea și imprimarea fișierelor grafice. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți acest material. Aplicația Paint este una dintre cele mai simple aplicații concepute pentru editarea de imagini. Ea poate fi folosită în următoarele scopuri. Crearea unui desen, modificarea conținutului unei imagini sau a unui desen, schimbarea tipului fișierului în care este salvată imaginea sau salvarea unei imagini copiate dintr-un document. Opțiunile din meniu le puteți avea în limba engleză sau în limba română. Din acest motiv voi prezenta ambele denumiri. Pentru deschiderea unui nou desen, în lista opțiunilor din meniu File, adică fișier, avem opțiunea New, adică nou. Prin alegerea acestei opțiuni, se va inițializa un nou desen. În fereastra aplicației Paint va apărea o nouă suprafață de lucru. În cazul în care desenul anterior creat și deschis nu a fost salvat, aplicația vă va solicita salvarea acestuia înaintea de deschiderea unui nou desen. Deschiderea unui nou desen se poate realiza și prin utilizarea combinației de taste Ctrl și litera N, fără mai accesa opțiunea New din meniul File. Pentru deschiderea unui desen deja existent, creat anterior, avem opțiunea Open Deschidere. Prin alegerea acestei opțiuni, se deschide fereastra cu numele Open. Pentru a ni se permite să accesăm fișierul în care a fost salvat desenul, care a fost realizat în Paint sau nu, indiferent de formatul său, BMP, JPEG, PNG, și să-l deschidem. Dacă desenul sau imaginea nu se regăsește în folderul pe care ni-l oferă fereastra Open, avem posibilitatea de căutare a acestuia, de găsirea lui, de selectare și abia după aceea executăm click pe butonul Open. Deschiderea unui desen realizat anterior se poate realiza și prin utilizarea combinației de taste Ctrl și litera O, fără a mai accesa opțiunea Open din meniul File. Salvarea unui fișier creat în aplicația Paint se poate realiza cu ajutorul a două opțiuni: Save As, adică salvare ca, și Save, adică salvare. Recomand ca la prima salvare să utilizați opțiunea Save As, adică salvare ca, iar la salvarea pe parcursul modificărilor aduse în timpul lucrului asupra fișierului să utilizați opțiunea Salvare. Atunci când mutați cursorul mouse-ului pe opțiunea Salvare ca, în dreapta se deschide o listă de opțiuni posibile pentru extensia și formatul fișierului, adică PNG, JPEG, BMP, GIF sau Other Formats, adică alte formate. După alegerea uneia dintre aceste opțiuni, se va deschide fereastra de dialog Save As, adică salvare ca, de unde puteți alege locația în care salvați fișierul. Puteți să modificați formatul în care salvați. La final, stabiliți numele fișierului și apoi executați click pe butonul Save. În cazul în care prima opțiune de salvare aleasă a fost salvare ca, adică Save As, pentru a salva pe parcursul editării fișierul, aveți opțiunea Salvare, pe care o puteți alege din opțiunile meniului Fișier. Sau puteți utiliza butonul de salvare existent pe bara de acces rapid. Oricare dintre cele două opțiuni alese vă vor ajuta să salvați pe parcursul editării. În cazul în care nu ați ales pentru prima salvare opțiunea Salvare ca și alegeți opțiunea Salvare, se va deschide fereastra de dialog Salvare, de unde puteți stabili locația în care salvați fișierul și formatul acestuia. Salvarea pe parcurs se poate realiza și prin utilizarea combinației de taste Ctrl și litera S. Un desen creat în aplicația Paint poate fi imprimat. Pentru aceasta, utilizăm opțiunea Print, imprimare, din meniul File sau Fișier. La mutarea cursorului mouse-ului pe această opțiune, se va deschide
în dreapta o listă de trei opțiuni. Prima este cea de imprimare, adică print, iar la alegerea ei se va deschide fereastra cu același nume din care puteți selecta imprimanta, în cazul în care aveți mai multe imprimante instalate pe calculator, sau puteți seta opțiuni de imprimare deschizând fereastra Preference, adică Preferințe, din zona Page Range, adică interval de pagini, puteți alege dacă imprimați toată imaginea sau numai zona selectată a imaginii. Din zona Numărul de copii, puteți seta câte copii doriți să imprimați, iar la final, după ce ați realizat toate aceste setări, trebuie să executați click pe butonul Print, adică Imprimare. Dacă alegeți opțiunea Page Setup, adică inițializare pagina, se va deschide fereastra de dialog cu același nume, de unde puteți alege dimensiunea, orientarea, marginile hârtiei, centrarea imaginii și scalarea imaginii, executând apoi click pe butonul OK. Aveți un exemplu cu un desen pentru care s-a ales scalarea prin potrivire la 2 cu două pagini. Opțiunea Print Preview sau examinare înaintea imprimării vă ajută să previzualizați imaginea așa cum va fi ea printată. La alegerea acestei opțiuni se deschide fereastra cu același nume, în care puteți stabili dacă printați direct prin apăsarea butonului Print sau Imprimare, dacă reveniți la inițializarea paginii cu ajutorul butonului Page Setup, inițializare pagina, sau dacă vreți să închideți această fereastră de print preview. În această lecție v-am prezentat comenzi pentru crearea, deschiderea, salvarea și imprimarea fișierelor grafice, urmând ca data viitoare să prezint comenzi pentru selectare, copiere, mutare și ștergerea unei imagini. Până atunci, vă doresc succes!